este o ctitorie ridicată pentru respectarea, cultivarea și promovarea valorilor spiritualității și identității naționale. Pentru cinstirea eroilor români din toate timpurile. Așa e normal să fie, Catedrala Patriarhală este una, e prima după 1925 când am fost ridicat la rang de Patriarhie Biserica Ortodoxă Română. Deci după atâta amar de vreme, este normal ca acest proiect să fie o capodoperă de arhitectură bisericească. O ctitorie ridicată pe măsura sacrificiului și speranțelor neamului. Acest element structural din interior, armat, se betonează. Betonul proaspăt vibrat intră în rosturile lăsate între cărămizi și se umple cu lapte de ciment. Elementul de rezistență este finalizat. În fața ușilor ornamentate cu basoreliefuri de sfinți, trăim sentimentul că ne întâlnim cu sfinții. De la marmura de la Roșchița, aleasă pentru renovarea domului din Milano și până la cărămida fabricată la Câmpul Lung. Totul a fost proiectat și construit pentru a dura sute de ani. Auziți-o cum sună, ca sticla. Marele avantaj este că este o singură îmbinare. În camera dintre cele două foi de sticlă nu poate fi vid. De ce? Pentru că ar fi o presiune atmosferică zero. Uitați despre ce este vorba. Nici nu s-a spart. Avem foarte multe exemple de catedrale, de biserici mari, ortodoxe, care încă își păstrează decorul în mozaic după 100 de ani, 800 de ani, 1000 de ani, alte 1500 de ani. Iar glasul recunoștinței se răsune departe, pentru totdeauna. Clar. Am ales turnătoria Grasmeier pentru prestigiul ei, pentru performanța pe care o are în realizarea clopotelor. Au reușit să toarne clopote cu o precizie muzicală de semiton. Catedrala Națională, un film documentar Trinitas TV. Sâmbătă, 24 noiembrie, de la ora 21.